și bine v-am regăsit. Începe emisiunea Deale Buzoianului. Îl avem invitat în studioul Campus TV pe fostul consilier județean PSD, domnul Doru Muzgoci. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara telespectatorilor dumneavoastră! Ne-am văzut și acum câteva săptămâni, nu foarte de mult, și vorbeam despre faptul că se întrebau unii din conducerea partidului dacă mai sunteți sau nu membru PSD. În acel moment nu ne-a spus unde veți pleca, nu ne-a spus dacă veți pleca sau nu din PSD, dar zilele trecute v-am văzut alături de domnul Victor Ponta, președintele partidului Pro-România, ați intrat în această organizație politică. O să vă întreb înainte de toate cum vă motivați gestul de a intra în Pro-România? Ca să fiu cinstit, mi-ar plăcea mai mult să intru în actualitate să discutăm. Nu-mi face deloc plăcere să vorbesc despre trecutul meu la PSD și asta pentru faptul că nu vreau să pare că duc un conflict cu PSD-ul la nesfârșit, nu mă mai interesează, au fost niște neserioși, pentru mine este un partid care nu este bine structurat, nu face bine ceea ce face și de aia și are problemele pe care le are și le va avea în continuare și... În fond, nu am vrut să fac public, deși am fost căutat de presă de mai mult timp, aproape cât că de un an de zile eu n-am mai avut treabă cu ei. Eu mi-am dat seama din momentul în care mi-au sugerat așa că mă promovează și m-au pus să-mi dau demisia. Eram președinte organizației la Nehoiu, eram consilier județean, eram în birou, eram pe la congres, eram peste tot. Și m-a rugat așa frumos, a zis, știți că un om dacă vrei să-l promovezi și scap de el. Momentul acela că v-au dat un șut în fund. Da, și este și un pas înainte. Dar, până la ITM atunci. Da, v-ați dat demisia și de acolo. Păi, să nu creadă oamenii că mi-am făcut nu știu ce bine, știi, ar fi, uite-vă ce facem noi pentru Muzgoci. Nu, aia a fost o miștocăreală, să-mi fie iertată expresia asta de bulevard. E un subiect închis ăla. La revedere PSD, la revedere subiectul ăla. Avem atât de multe subiecte de vorbit în seara asta și în viitor, încât nu se poate. Deci, practic, eu am fost în discuții cu Pro-România mai de mult timp. De ce? Pentru că eu în PSD am venit cu Victor Ponta. Mie mi-a plăcut Victor Ponta. În general, am această chestie. Deci, trebuie să mă motiveze liderul lângă care trebuie să fac politică. Spunea cineva, domnule, eu mă duc numai pentru o doctrină. Eu n-am fost un PSD-ist pur sânge, am mai spus chestia asta. Dar îmi plac anumiți lideri, îmi plac oamenii luminați, îmi plac elitele care vor să implică și vor să facă ceva pentru țara asta. Și atunci m-am implicat așa cum am văzut că în zilele trecute sunt oameni care n-au făcut politică și vor să vină lângă noi. Pentru că, la fel, le place Victor Ponta, oamenilor le plac liderii actuali și le sau place ideea de a... Sau oamenii ceva împotriva PSD-ului. Dar dacă ceva împotriva amintiți... PSD-ului, că PSD-ul a bulversat viața politică românească, viața socială, a dat-o peste cap prin prostiile pe care le face. Am mai spus rândul trecut. Și-a pierdut total busul ăla și-a pierdut toată lumea. Și degeaba spun ei ceea ce se întâmplă. Acapararea puterii la modul la care a acaparat-o Dragnea în țara asta se întâmplă și în județe. Adică să ne înțelegem. Ați văzut că zilele trecute spunea domnul Ponta la Buzău că dânsul nu vrea să mai promoveze tipul de baron local. Din această cauză, structura de organizare a noastră a pornit cu echipe, în jurul unor echipe. Echipe. Domnul Ponta a plecat dându-și demisia din funcția de prim-ministru la acea vreme. Dacă îmi spuneți în urma unor proteste, domnul Ponta a plecat din funcția de prim-ministru al acestei și este, dacă vreți, gestul care m-a făcut pe mine să mă alătur acestui proiect Pro-România. Sună și frumos. Este și, dacă vreți, pentru unul ca mine care este un idealist, este chiar îmbătător. Domnul Ponta, dacă vă aduceți aminte, a fost împins pe scări, cam cum s-a întâmplat și la scară mai mică, ca să spuneți, și cu alții pe aici, pe la Buzău. Domnul Ponta, ca să nu bage România, erau niște tensiuni sociale, deși nu erau generate de guvern,
Era o întâmplare nefericită pentru țara noastră. E vorba de incidentul de la Colectiv și problemele din justiție. Și Victor Ponta a spus, decât să piardă țara, partidul, mai bine fac un pas înapoi. Atunci era vorba să o facă într-o echipă, inclusiv domnul Dragnea, care l-a povățuit să facă acest gest și dumnealui după aia i-a luat scaunul. Vă rog să mă credeți, am fost în perioada respectivă la congres. În momentul când șefii de partide au fost anunțați, oameni ca Victor Ponta au fost aplaudați cu căldură. Liviu Dragnea nu prea aplauda lumea. După aceea au schimbat statutul acela care acum arată că este ceva urât mirositor, adică îi pui, ai 700.000 de membri, adună-i tu mâine pe aia 700.000 de membri ca să-l dea jos pe Liviu Dragnea. S-a încercat. Vorbim imediat și despre ce se întâmplă în PSD acum, dar și despre partea trebuie să rămână PSD-ului. Important este un lucru. Victor Ponta nu a făcut, în momentul când a demisionat, nu s-a luptat să dea o lege prin care să scape de problemele pe care le avea în justiție și pe care ați văzut dumneavoastră astăzi și le-a rezolvat. Victor Ponta a câștigat în primă instanță și nici nu l-a văzut nimeni ieșind pe postul și spunând justiția care a făcut protocoalele. Nu. Ba dimpotrivă, a făcut o declarație care pe mine chiar m-a făcut mielușel, în care a spus, nu voi candida până nu termin acest proces la final și în 2024 voi candida pentru președinția României. Până atunci construiesc și uitați-vă ce oameni are în jurul lui. Și dacă e, putem să discutăm despre fiecare ministru în parte, de la vremea respectivă. Haideți să urmărim puțin ce a spus domnul Ponta în momentul în care a fost prezent în Buzău și apoi continuăm discuția. Facem un experiment interesant. Felix Rache a zis că poate să fie mai bun politician decât politicienii, nu doar să-i critice. Și sunt singur la părinți. Și noi am dat acest mandat, însă a început să strângă o echipă lângă el. Știu că sunt oameni care au făcut politică înainte la PSD sau în altă parte, oameni care nu au făcut politică. Am fost împreună cu domnul Câmpeanu, ne-am văzut cu domnul primar. Un primar pentru care am mers și am făcut campanie în 2016. Nu-mi pare deloc rău. Mă bucur că i-am făcut campanie. E un primar care încearcă să-și facă treaba. Ne-a spus însă un lucru pe care îl spun toți primarii. Birocrația a crescut în loc să scadă la nivel central. Proiecte mari de la nivel central nu sunt și când vrei să faci proiecte pe plan local, te ucid semnăturile de la centru. Am văzut, ne-a arătat niște proiecte în care are nevoie de niște semnături, nici măcar de bani. Înțeleg că n-a primit niciun leu pentru centenar de la guvern, că banii de centenar sunt pentru altceva. Dar orice proiect local te împiedici când ajungi la București la o semnătură. În primul și în primul rând, după cum știți, un primar nu poate să părăsească partidul că își pierde mandat. Domnul Toma, după cum am văzut, de 24 de ore din 24 are chestia cu orașul, da? Nu mi s-a părut că are alte ambiții politice decât aceea de a face niște lucruri în oraș, ceea ce e foarte bine. Pe de altă parte, domnul Toma, ca și toți cei care stau pe picioarele lor în politică, nu s-a speriat să spună ce gândesc toți. Ce a zis primarul de Buzău, să știți că gândesc toți primarii din PSD despre Dragnea. Că a confiscat partidul, că e un... nu mai zic, că știți dumneavoastră ce a zis. Dar sunt mai fricoși, că nu stau pe picioarele lor. În schimb, vă dau alt exemplu, tot de primar. Domnul Chirica la Iași a avut curaj, PSD-ist, da? A avut curaj azi de Dragnea, acum are dublu intenție de vot. Eu cred că singura șansă a lui Toma să pierdă alegerile la Buzău e să vină Dragnea cu el pe campanie. Eu sper să se lupte în PSD, că e important lucrul ăsta. Acum nu o să plece toată lumea din PSD, să rămână doar Dragnea cu Dăncilă. Dar că vor fi pedepsiți sau nu, vă spun un lucru. Nu există om mai răzbunător și mai pricinos și mai ranchiunos în România decât Dragnea. Evident că îi va aștepta, îi va minți între timp, le va zice, ce îi va iartă, nu știu ce, și la momentul potrivit le va rupe gâtul. Acum eu sper că ei sunt mai deștepți după ce au văzut că s-a întâmplat cu Grindeanu, după ce au văzut că s-a întâmplat cu Tudose, după ce au văzut că ce s-a întâmplat
Paul Stănescu și Marian Neacșu erau mâna dreaptă, mâna stângă, nu? Deci, da, dacă nu, ce să le facem? Da, spunea domnul Ponta, la momentul potrivit le va rupe gâtul. Se referă aici și la domnul Ciolacu și la domnul Toma, care au fost împotriva domnului Dragnea. Cum comentați faptul că domnul Ponta a venit la Buzău și l-a lăudat pe primarul municipiului care face parte din PSD? Păi primarul municipiului, din câte am înțeles eu, când s-ar fi întâlnit cu domnul președinte Ponta, omul i-a spus... Ai făcut campanie alături de mine. M-ai ajutat să ies din coadă. Păi, să ne înțelegem foarte clar. În 2016, pe toate bannerele și pe toate afișele din județul Buzău și din România, PSD-ul s-a afișat cu Victor Ponta. Nu cu Liviu Dragnea. Cu Victor Ponta. Mi-aduc aminte de un incident la Buzău. Imediat după ce l-am împins pe scări pe domnul Ponta, așa, domnul Dragnea a venit la Buzău și a fost un birologic cu toți primarii, cu tot comitetul executiv. Vreau să vă spun, în sară era la un moment dat, dacă nu greșesc, primarul, cred că de la Cea Roseti, așa, care în plin discurs revoluționar al domnului Dragnea a spus, du-te domnule de aici, ai tras preșul lui Victor Ponta și ești un băsist. A fost acest incident în sală. Aproape că a fost o chestie total neplăcută pentru organizatori, că nu știau cum să o gestioneze liderii momentului de atunci, și domnul Ciolacu și domnul Neagu. Dar asta s-a întâmplat. Adică lumea în sală gândea 99% la fel cum gândea și primarul respectiv pe care vorbeam. Haideți să auzim ce gândesc și telespectatorii. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Păi, eu ce să vă gândesc, că mă uit la domnul Muzgoci, văd acolo pro-România, aștept să mă convingă să fiu pro-România și domnul Muzgoci mă convinge că domnul Ponta este de elită și că domnul Ponta de la PSD, care PSD nu face, nu trece. Domnul Muzgoci, mă interesează de dumneavoastră, de pro-România. Ce faceți dumneavoastră? Ce propuneți dumneavoastră? Ce ne doriți dumneavoastră nouă? Asta m-ar interesa. Pentru că ce a făcut domnul Ponta știu foarte bine, ce a făcut domnul Toma la fel știu, la fel de bine știu. Ba, eu pentru domnul Ponta mă băteam la propriu. Mă înțelegeți? La propriu mă băteam. Dar când mă băteam atunci, nu știam că îi plăceau strugurii. Nu spusese că el mânca struguri acri și Codruța mânca struguri dulci. Încă nu spusese atunci, că dacă mi-ar fi spus de atunci, îl trânteam cu mâna mea la propriu și pe dumneavoastră, tot la propriu, care îl susțineați. Pentru că nu poți să vii frumos ca o icoană și să îmi spui că în 2016 nu era Dragnea, era Ponta pe PNR și făcea și trecea. E, dacă mi-ar fi spus Ponta atunci, la momentul ăla, cine era, cu părere de rău. Și mai am ceva de spus foarte scurt. Când se dă argumente pentru unul sau pentru altul, eu spun așa, din punct de vedere al dictaturii, și Ciolacu și Toma sunt același aluat ca și Dragnea. Toți sunt dictatori. Aveți Toma, argumente? Bineînțeles. Singurul candidat la alegerile municipale la PSD, ales în unanimitate. Ca pe timpul meu. Ciolacu la fel. Să uită în stânga, în dreapta, până la săracul Pale, care se luptă cu pisicile și cu câine, nici ăla sărac nu poate să facă o injecție la un câine dacă domnul Ciolacu nu îi spune fă-o. Domnul Pălei deci, acum este deputat PSD. Pe lângă a fi medic veterinar. Corect. Deci, toți sunt exact ca și Dragnea. Cu victorii mai mari sau mai mici. Așa că să ai argumentul că domnul Dragnea este condamnat penal și de-aia nu e bun, e greșit. Bun, eu vă mulțumesc pentru intervenție. Asta e întrebarea pentru Muzgoci. Măi, domnul Muzgoci, ce face pro-România? Mă interesează pro-România. Ce își propune, ce vrea. Politic, economic, da. Și toate ceea ce vreau un partid. Lasă să vă răspundă. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Atât de multe probleme a ridicat dumnealui că aproape că nici nu știi cu ce să începi. Păi, în primul rând, aș vrea să încep din start. Nu sunt de acord cu dumneavoastră să spuneți, lasă că Dragnea este condamnat.
din punctul meu de vedere, dacă astăzi Victor Ponta, șeful meu, îmi pare rău, poate și de data asta îmi tai craca de sub picioare, deci ar fi fost condamnat în prima instanță, nu eram în acest proiect. Am spus-o la București acum 2 luni de zile când am fost acolo. Asta este chestia care m-a făcut. În momentul în care ai un șef care are atârnate de el codițe, nu poți să fii liber, oameni buni. Nu poți să conduci țara asta. Nu poți să te gândești, oameni. N-a primit o sentință definitivă, totuși. Nu este definitivă, că... dar este o sentință în care spun foarte clar judecătorii că nu este vinovat. Nu i s-a reținut niciun capăt de acuzare. Bun, pe lângă integritatea acum sau să vă spun o chestie, toată această chestie, domnule, să ne înțelegem foarte clar, apropo de protocoale, de nu știu ce, s-au întâmplat probabil lucruri foarte urâte în țara asta. S-au întâmplat și lucruri urâte, dar dincolo de asta, dacă protocoalele acelea au fost făcute de către reprezentanți ai statului român de la momentul respectiv, nu s-a dovedit că au fost făcute numai de ei, au fost făcute de toți. Toate acele, toată lumea vine și spune, băi, s-au făcut protocoale, adică ce mă s-au făcut protocoale? Păi dacă au făcut protocoale și au spus, bă, denunțați-l pe Muzgoș că fură, foarte bine le-au făcut, domnule. Să-l denunțe pe Muzgoș să fură, pentru că acele protocoale făceau parte, erau făcute între instituții ale statului român. Deci nu erau protocoale care dacă există o instanță din țara asta, că spunea cineva, am văzut pe site-uri, domnule, judecătorul nu știu care a spus că asta SRI-ul s-a băgat în nu știu ce. Foarte bine, mă. Atunci înseamnă statul că tu nu mai meriți pensia aia specială, credeți? Dacă ești judecător și meriți pensia aia specială și mare dacă nu... Dacă, liniștiți-vă un pic. Pro-România, ce face Pro-România pentru buzoieni? Că pe oamenii interesează în Buzău ce proiecte aveți. Am înțeles. În Buzău, deocamdată, Pro-România are un congres pe 20-21. Nu poate Doru Muzgoș să vină astăzi să vă spună ce va face Pro-România pentru Buzău, pentru județul câteva Buzău. Idei, nu? Dar, spre exemplu, vă dau o temă. Sorin Câmpeanu, un ministru, o elită a învățământului românesc, a spus că la Buzău ar vrea să sprijine înființarea unei facultăți în domeniul agriculturii. Pe asta am auzit și de la domnul primar Toma. Ați auzit-o și a spus-o Sorin Câmpeanu la masă în conferința de presă. A fost toată presa. Presa s-a ocupat probabil de altceva, dar pentru mine... Este un proiect al Pro-România. Primarul poate să aibă un proiect, dar este și un proiect al Pro-România. A fost anunțat de unul din liderii Pro-România. Cum era spitalul municipal în campania de la locale. Toată lumea cum era spitalul municipal. Cum era maternitatea de la Buzău, al cărei pamblici au fost tăiate de ministrul Bănicioiu. Bun, nu suntem în campanie electorală. Nu suntem Muzgoș. În campanie, dar este haideți bine să vorbim să amintim. Mai liniști, mai așezat, că nu are rost să ne supărăm. Până în campanie mai avem ceva timp. Dar spuneți-mi din PSD cum ați plecat în momentul și în care ați plecat, revenim la Pro-România. Că a spus ce vrea Pro-România. Deci avem câteva lucruri. Spre exemplu, fiecare din liderii care ne-am adunat astăzi în jurul proiectului de la Buzău, Felix Rache, eu, Marius Dumitrescu, doctorul, iertați-mă, de la Pogoanele, Viorel Dobre, toți avem niște proiecte. Spre exemplu, avem proiecte și pentru Valea Buzăului. Avem proiecte pentru vulcanii Norozgoi, proiecte în stadiu în care vor fi puse pe tapet deci în următoarele luni în județ, de zile. Da? Bineînțeles, poftim? Vor fi și în județ reprezentanți. Bineînțeles ai că vom partidului. Avea și avem reprezentanți în toate zonele județului. Începând de săptămâna viitoare, vom avea organizații și la Nehoiu, vom avea organizații și la Pătârlagele și la Pogoanele și asta deja avem, dar le vom și boteza, dacă vreți să spun așa. Deci proiecte avem, există un entuziasm formidabil. Vreau să vă spun că au venit foarte mulți medici veterinari în ultima perioadă, oameni care nu au făcut politică. Deci oameni care nu au făcut politică. Au venit. De ce? Pentru că, îi spuneam domnului, în perioada guvernării Ponta au fost câteva chestii de coerență economică. Aș vrea să vă aduc aminte perioada în care se spunea, domnule, apocaliptic, dacă tai TVA-ul la alimente, vă aduceți aminte? Sunteți presă. România va pica, se va duce, se va... Nu, dimpotrivă, acelea s-au dovedit niște măsuri stimulatoare în economie. România a luat-o într-un trend accelerat în sus, cu acea creștere economică de care se laudă ăștia și acum nu mai știe ce să facă ca să stopeze declinul. Așa.
Și, deci, ceea ce înseamnă că a existat o anume coerență, să ne înțelegem. Ne apropiem de publicitate. Un absolvent de Harvard la finanțe, chiar dacă era foarte tânără, Irina Petrescu. De-am spus de elite. Eu înțeleg că vă referiți mereu la perioada în care domnul Ponta era prezent în PSD și era prim-ministru al României, dar vă întrebați telespectatorul concret pentru viitor, că eu n-am înțeles concret un proiect pe care l-ați avea împreună cu Pro-România. Un proiect? Eu am proiecte pentru în Pro-România, că de-aia am intrat. Am proiectele, sau dacă vreți, propriile proiecte pe care vreau să le pun în practică. Unul dintre ele, cel mai important. Este electrificarea de la baraj de la Siriu, pe care o promit toți de vreo 30 de ani. În acele drumuri, vă spuneam, m-am implicat în ăștia ultimii 4 ani de zile, n-am spus, Doamne ferește, n-am spus că m-a întrebat cineva și rândul trecut. Am făcut și lucruri de care sunt mândru și cu care mă mândresc în mandatul de la PSD. Problema se pune că în mandatul ăsta, în mandatul ăsta, lucrurile nu mai sunt aceleași. Iar a doua chestie, pe mine mă deranjează faptul că spunea dânsul, domnule, de dictatură, de nu știu, pe mine mă deranjează faptul că nu am înțeles niciodată modul ăsta de a face politică. După alegeri, mă transport. De luni dimineață, după ce s-au câștigat alegerile, mă transport și mă ocup de altele. Oamenii nu știu că, de fapt, cine sunt meritoșii câștigării alegerilor. Apar indivizi sau individe care sunt promovați în funcții, dar care, acea meritocrație pe care o aruncă toată lumea pe piață, care n-au avut niciun fel de merit în acea campanie, pentru că campanie înseamnă să convingi pe cineva să-ți dea votul că vrei să faci ceva. Din această cauză spuneam că nu vor mai fi baron locali. Nu vor mai fi baron local. Dar acum să vă spun o chestie. Să nu vă mire nimic. Cu câtă căldură a vorbit domnul Ponta despre domnul primar Toma, nu vă mire nimic dacă la un moment dat, probabil domnul Toma, care știm că are nemulțumirile domniei sale, cine știe când se va întâlni cu domnul Ponta și pe ce poziții. Da, încercați aici puțin marea cu degetul, pentru că înțeleg că e o carte importantă dacă pariați pe ea, dar domnul primar spunea că nu pleacă de lângă domnul Ciolacu. Credeți că intră și domnul Ciolacu în Pro-România? Nu cunosc. N-am auzit așa ceva. Aveți vreun zvon sau faceți o presupunere astfel încât să-i atrageți pe oameni sau să stârniți așa interesul pentru Pro-România? Eu știu un singur lucru, că Pro-România nu va fi un partid de buzunar în România. Mai știu un lucru, că Pro-România va câștiga, o să vedeți, mulți primari și în județul Buzău. Bun. N-aveți nicio informație clară referitoare la primar. Numai dacă mă refer numai la Valea Buzăului, pe care o cunosc foarte bine, lucrurile nu vor sta prea bine din punct de vedere al partidului de guvernământ. Mie îmi place să cred că noi vom fi acel partid care va avea acel zvâc. V-ați dori, nu că ați avea informații clare. Ba, eu cred. Informațiile mele PSD? Sunt pentru că eu trăiesc printre oameni. Mister. Aveți vreo informație că domnul primar i-a răspuns domnului Ponta că se gândește dacă va intra sau nu în Pro-România? Nici n-am spus chestia asta. Am spus la cu câtă căldură a vorbit domnul Ponta despre, ai putea să spune, despre un adversar politic, te poți aștepta la orice. Și de ce n-ar veni? Care e problema? E un primar, dacă este un primar bun și se considera și oamenii vor vota, de ce n-ar veni? Dar de ce n-ar merge în altă parte? De ce n-ar rămâne în PSD? De ce n-ar fi independent? Sunt foarte multe întrebări care pentru nu-și găsesc răspuns. Pentru că domnul primar Toma, adică asta mă îndreptățește să spun, eu am văzut că domnul primar Toma a făcut niște declarații care sunt asemănătoare cu al lui Doru Muzgoci. Doar că probabil Doru Muzgoci nu este primarul Buzăului și nu au atâta rezonanță declarațiile lui cum sunt ale lui domnul Toma. Deci v-ați împrietenit cu domnul primar, vă întreb în a doua parte Nici n-am fost niciodată. Eu am fost o singură dată la domnul Toma în birou și i-a spus, mă, m-ai învins. Eu te-am privit cu reticență și a zâmbit și a zis, mă, pare bine. Ne oprim pentru publicitate. Dar să vedem. O chestie are 4 ani, v-am mai spus și rândul trecut. Nu se termină cu niște asfaltări, îți dau ăștia, ăștia. Stai să vedem, pentru că sunt lucruri pe care mie îmi plac. Eu v-am mai spus, îmi plac
tipul ăsta de primari care se bagă și în cultură, și în artă, și în asfaltări, și în investiții de nu știu care. Așa trebuie să fie un primar. Pentru că la noi a venit un primar slăbuț, i-a dat partidul, când a ajuns la guvernare, i-a dat niște bani, bă, vină-mă la mine că îți dau niște bani, și ăla e în stare să o vândă și pe maică-sa pentru a-i da partidul niște bani. Așa s-a și întâmplat și pe Vale, pe la noi, pe acolo, și pe la mine, pe la Nehoiu. Adică eu am fost lăsat așa un pic în offside pentru că a zis, păi nu mai îmi dă bani domnul Ciolacu, nu mai îmi dă bani partidul, nu mai îmi dă bani. Chestiile astea nu poate să ducă la infinit așa. Ori un primar, cum pare domnul Toma, un tip care face proiecte, care creează, care gândește, care are și un PR foarte bun, domnul Toma, mie îmi place. Înțeleg că n-aveți niciun candidat pentru primărie. Cum adică n-avem candidat pentru? Să o credeți dumneavoastră, n-avem. Păi îmi spuneți după pauză, ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute.